Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă sărbătorești ziua de naștere pe 18 martie, ești o femeie misterioasă dotată cu o abilitate incredibilă de a vedea esența lucrurilor. Uneori, previziunea ta este atât de impresionantă încât pare a fi inspirată de alte forțe decât cele lumești. Cu toate acestea, tendința de a citi semne și simboluri în care alții văd numai evenimente obișnuite te face uneori să pierzi legătura cu realitatea. Ești o visătoare, un artist și un poet, nu ți este frică să îți folosești talentele neobișnuite și să te confrunți cu curaj cu dificultățile vieții. Poți merge pe propriul tău drum și nu ți faci griji cu privire la ceea ce alții ar putea gândi despre asta. Temă întoarcerii apar adesea în viața ta, luând diverse forme, însă în cea mai mare parte se referă la auto-îmbunătățirea internă. Tu ești capabilă să faci un cerc complet al schimbărilor în sistemul tău de valori. Natura caracterului slab are totuși tendința de a se repeta fără sfârșit și de a continua să adere la o probă complet inaccesibilă, care, din păcate, nu îți permite să avansezi și să crești ca persoană. Tu atragi pe alți oameni spre tine însăți prezentând o abilitate clară de conducere prin intuiție. Visele tale pot fi agresive. Deși uneori se pare că ești gata să te abați de la principiile declarate anterior, tu rareori schimbi planurile, preferând să pui pe deplin în aplicare proiecte atent elaborate. Semnul tău zodiacal aparține constelației Peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă care se disting prin următoarele calități, evlavie, versatilitate, poezie, dorință de confort și frumusețe, ospitalitate, sensibilitate, spiritualitate. Fiind născute sub auspicile lui Jupiter și Neptun, tu diferi în proprietăți surprinzător de contradictorii ale caracterului. Astfel, prima planetă te înzestrează cu energie și încredere, Iată cea de-a doua îți oferă percepție hiperactivă, senzație de vișe emoție. Deci, ar trebui să fii atentă, diligența în atingerea obiectivelor poate aluneca cu ușurință în laxitate. Abaterile în combinație cu fatalitatea pot juca, de asemenea, diverse glume amuzante cu tine. De exemplu, aspir să crezi în Dumnezeu și în același timp tin să ai încredere în karma și soarta, negăsind un loc în sine în cadrul religiei, intuiție excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare, combinată cu tendința de a te desprinde de realitate, de a te pierde într-o lume a fantezii și a mirajelor, nu îți sunt deloc străine. Prin urmare, ar trebui să fii atentă la imersiune în pasiunii excesive, astfel încât să nu devii excentrică. Dar sensibilitatea și farmecul sunt punctele tale fortei. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al creatorilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa pragmatismului sănătos și de incapacitatea de a sparge fenomenul în componente. Tu ai o înțelegere și o atenție puternică care te ajută să înțelegi instantaneu situația sau persoana. Se întâmplă ca prevestirile tale să se extindă într-o perioadă de timp destul de semnificativă, chiar pare a fi vrăjitoare sau clar văzătoare. Atunci când oamenii obișnuiți văd o coincidență, tu vezi semne și semnificații care te ajută să citești secretele vieții, dar această proprietate te separă puternic de realitate ești înzestrată cu un talent artistic care te ajută să suporți cu răbdare problemele vieții. Îți place să ai fantezie și să trăiești în nori? Nu contează pentru tine ce impresie au excentricitățile tale asupra oamenilor din jurul tău și dacă ei te condamnă. Tu ai un sentiment deosebit al timpului când te adaptezi la Kairos, timpul cel mai potrivit pentru a face ceva, și la Cronos, momentul în care ar trebui să te oprești. Tu poți demonstra cea mai mare răbdare atunci când aștepți o oportunitate de a te afirma. Desigur că pot exista momente în care întâmpini dificultăți pe calea ta, uneori ca în prosternare, poți pierde capacitatea de a merge mai departe și apoi răbdarea devine o scuză pentru inacțiune. Astfel, echilibrul dintre acțiune și inacțiune devine foarte important pentru tine. Te concentrezi de obicei asupra imaginii ca întreg. Cele mai mici detalii și nuanțe de regulă nu îți trezesc interesul. O asemenea neatenție a detaliilor poate juca un rol fatal în viața ta. În plus, trebuie să fii atentă să faci față incertitudinii. Atunci când societatea, familia sau munca necesită ceva special de la tine, trebuie să înveți să îndeplinești fără întârziere aceste cerințe. Poți avea adesea probleme cu copiii. Te retrage de la ei de îndată ce copiii încep să-și arate dorința de independență. Poate că o faci cu cele mai bune intenții, dândă dovadă de libertate complete pentru descendenții tăi, dar uneori ei percep darul părinților ca indiferență monstruoasă față de ei. Nu ești similară cu alți nativi din pește având astfel de calități? O astfel de doamnă este feminină, adaptabilă, plină de compasiune? atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsata de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicele tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 18 martie soartata? Tu încerci să-ți ridici nivelul de dezvoltare, să-ți extinzi limitele cunoștințelor și să realizezi o armonie spirituală. Dacă norocul îți zâmbește, îți poți schimba complet viața, urmând principiile și valorile tale spirituale. Dacă nu ai un caracter puternic, te vei mișca doar într-un cerc fără să faci un pas înainte și perfecțiunea nu va fi de atins pentru tine. Influențele de lider privind atragerea oamenilor către tine sunt clar manifestate, tu mergi într-un fel sau altul neabătută spre obiectivul tău, chiar dacă pare a fi o trădare a vederilor tale anterioare, în realitate tu întotdeauna aderi la constanța planurilor tale și urmezi în avans acțiunile planificate tu îți dezvolți proiectele în detaliu și în întotdeauna aduci lucrurile la capăt. În soarta ta ești destul de încrezătoare și îți imaginezi clar viitorul tău. Instinctul inerent îți spune momentul potrivit pentru a începe o afacere, Kairos, dar și cel mai bun moment pentru a finaliza proiectul, Cronos. Așteptarea ta nu este dureroasă și ești în stare să aștepți multă timp pentru un moment bun în care stelele îți dau unde verde. Uneori așteptarea este un ecran de protecție pentru tine atunci când devii deprimată din cauza apariției unor obstacole, după care orice dorință de a lua orice decizie dispare. Aici trebuie să menții un echilibru între nevoia de a aștepta și lipsa de a acționa. Faptul că ignori cu desăvârșire detaliile poate duce la consecințe nedorite, deoarece tu ai nevoie de încredere de plin în corectitudinea acțiunilor tale. În plus, Uneori este necesar să ai o decizie rapidă, nu numai la locul de muncă, ci și în treburile gospodăriei, deoarece soțul și copiii nu pot aștepta momentul favorabil pentru rezolvarea propriilor probleme. Cu copiii ai o relație dificilă, din moment ce copiii caută adesea independența, tu încerci să nu te amesteci în afacerile lor pentru a le oferi mai multă libertate. Cu toate acestea, Copiii pot percepe aceste geste de bunăvoință ca indiferență absolută față de viața lor. Ai calități diplomatice excepționale și fiecare situație conflictuală o privește din diferite perspective. Tu poți oferi condiții acceptabile pentru acordul fiecăreia dintre cele două părți adverse, rezolvând situația cu un acord reciproc. Adevărul în forma sa pură este un argument incontestabil pentru tine, cu toate acestea, nu merită să-l forțeze în capul străinilor, în mod subtil tu simți starea de spirit a altcuiva și diferitele energii, tu interacționezi foarte îndeaproape cu lumea energetică subtilă și uneori, nu îți aduce doar bine, dar și rău. De exemplu, cel mai probabil poți deveni victima vampirilor energetici. Pentru a te proteja în acest sens, am publicat câteva articole practice pe site-ul meu unde le poți consulta. Tu poți de asemenea să cazi în narcisism sau cruzime, opunându-te astfel societății înconjurătoare, odată cu vârsta devii mai bună și mai puțin egoistă, este mai ușor pentru tine să înduri tulburările vieții cu cei dragi, iar singurătatea este în cea mai mare parte contraindicată, tu schimbi adesea opiniile și vederile asupra lumii pe parcursul vieții, asemenea unei spirale adică te reîntorci adesea la același vederi din care ți-ai început calea vieții, dar după ce ai încercat o mulțime de alte puncte de vedere, le-ai studiată din interior, revii la vederile vechi actualizate, ușor diferite. Dragoste și compatibilitate Natura ta romantică și viziunea neobișnuită asupra lumii spun că dragostea pentru tine este viața însăși, prietenoasă și atentă, Ești gata pentru orice sacrificiu de dragul partenerului tău, dar dorești să fii sigură că ești iubită sincer și care grijă de tine. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu fecioara. Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50 pe 50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum berbecul, gemenii și leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită. Este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, tu încerci să-ți transpui fanteziile în realitate. În același timp, farmecul tău și intuiția le atrage pe oameni, poți fi un bun lider. De asemenea, tu poți să-ți schimbi drastic toate planurile, să anulez toate afacerile și proiectele, dacă dintr-o dată realizez că nu ai nevoie de ele și nu răspund cererilor tale. Tu ai idei clare despre ceea ce ai nevoie și ce nu, ce vrei de la viață. Intuiția timpului este foarte bine dezvoltată la tine. Sentimentul tău de timp îți spune mereu când te trebuie să acționezi în mod activ și când este mai bine să aștepți momentul potrivit. În acest caz pur și simplu nu ai răbdare este important ca tu să aderi mereu la acest ritm interior, ceea ce te determine să alternezi etapele de activitate și pasivitate. Aceste lucru este important nu numai pentru succesul muncii tale, ci și pentru bunăstarea ta internă, deoarece natura ta sensibilă are nevoie odihna regulată și perioadele de inactivitate. Cele mai potrivite domenii de activitate pentru tine sunt agențiile de vânzări, brokerajul, avocatura, diplomația, medierea. Având diplomație, tu nu numai că ai posibilitatea de a vedea realitatea din diferite puncte de vedere, ci și poți oferi modalității de reconciliere a celor două părți conflictuale. Totuși să fii atentă la constrângere sau la pierderea capacității de a-ți urma convingerile. Cultivarea veridicității este o provocare serioasă pentru inteligența ta. În plus, nu ar trebui să permiți constrângerii să prevaleze asupra altor sentimente. Sănătate și boli Cel mai mare pericol pentru sănătatea ta sunt vampirii energetici care se pot agoța de tine ca paraziții. În plus, plutește adesea pe o suprafață cu propriile tale defecte psihologice, cum ar fi egoismul extrem sau lipsa de milă, care în cele din urmă cauzează antagonismul celor din jurul tău. Cu timpul Devii mai puțin egoistă și mai bună. Dieta și o varietate de exerciții fizice pot fi foarte benefice pentru tine. Îți recomand să practici frecvent exercițiile pentru echilibrarea cea crei de bază. Aceste exerciții pe găsești pe site-ul meu. Destinul și norocul, vibrațiile din această zi sunt de așa natură încât ele pot aduce lumină și bucurie în viața ta. Depășind cu desăvârșire toate obstacolele cu care te confrunți, vei reuși să-ți atinge obiectivele. Oportunități minunate se deschid în fața ta, ceea ce îți va permite să realizezi cele mai sălbatice vise, să îndeplinești dorințele celor dragi, ai o gândire rapidă, ai o înțelegere rapidă și poți comunica cu oamenii, ești înzestrată cu talentul organizatorului, liderului, și ești capabilă să atragi atenția celorlalți, să conduci. Ești o femeie intenționată, atingând un scop continui să avansezi. Nu îți place să stagnezi și dacă dorești poți obține mult în viață. Sfaturi pentru tine. Incertitudinea, necunoscutul sunt dușmanii tăi. Ar trebui să-ți îndeplinești îndatoririle fără întârziere. Nu ar trebui să-ți schimbi convingerile chiar și sub influența unui mediu agresiv. Nu-ți fie frică să te impui cu fermitate atunci când este vorba de propriile convingeri. Evite metodele expeditive ce nu se potrivesc cu standardele tale etice. Nu există niciun compromis în această privință. Nu-ți justifica inacțiunea sau depresia prin așteptare. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă. Deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însă-ți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima, te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de două-trei zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde, inel cu acva marim sau turcoaz este un cadou minunat este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să o prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.